Celor dragi cântând, vers dintr-un colind, sănătoși să fiți și să înfloriți. De azi înainte, interpreta Diana Grigor va merge la colindat cu o piesă proprie. Leruile și arele. Am vrut să facem ceva nou, mai ales că nu am prezentat publicului cam de mult timp nimic. Uite că am găsit și ocazia să transmit un mesaj oamenilor de sărbători. Bruneta a lăsat acasă fustele mini și și-a pus un costum popular. Doar când le-am îmbrăcat și m-am uitat în oglindă, deja vreau să țopăi, să sar. M-am simțit așa o țărâncuță veselă. Lerui ler și arei ler. Am înghețat foarte tare, dar a meritat. Acum că e deja mare, își amintește cu drag de copilărie când își colinda tăticul. Când mergeam cu părinții, eu când eram mică, eram foarte rușinoasă și spuneam repede că colindu și mă ascundeam după mama sau după tata. Am primit și bani, de obicei îl colindam pe tata și mi-a dădea bani pentru asta. Nu-mi mai amintesc. Ceva foarte simbolic, mă rog, eram copil. Pentru toți cei rătăciți, stelele se aprind pe cer. Bine, așa vocea îmi face în viață. Cade liniștit neaua pe pământ și îmbracă luncile într-un alb veșmânt. Harul omului frumos ne adună cu gând bun în seara asta de Crăciun.